Dragi prieteni, sunt Eugen Ungureanu, mă bucur de fiecare dată când pe calea undelor reușesc să port un dialog cu prieteni dragi ai televiziunii noastre și mai mult decât atât, desigur, pe de altă parte sunt întristat că în România acest virus a avansat destul de mult, dar nu chiar ca în Italia, unde situația este atât de grea. Tocmai de aceea, cu cine am putea noi să vorbim mai mult și mai bine decât cu prietenii ai noștri, cei care au fost întotdeauna deschiși la transparență, oameni care ne reprezintă, oameni care sunt ai noștri din județul Bacău. Un om deosebit, un om pe care, iată, vi-l aduc în prim plan prin intermediul acestui interviu telefonic. E vorba de domnul senator Miron Smarandache. Domnule senator, sunteți în direct cu noi. Bine v-am găsit! Vă salut, domnul Eugen. Bine v-am regăsit și eu, așa cum spuneați, din păcate, în momente dureroase pentru poporul român și pentru întreaga lume. Cum vedeți dumneavoastră evoluția acestei pandemii care, iată, a ajuns și în România? Groaznic este. Deci evoluează extrem de repede și vedem ce se întâmplă în Europa, vedem ce se întâmplă în întreaga lume, în America. Evoluția extrem de rapidă și dacă în urmă cu două săptămâni, pe 10 martie, în România se înregistrau 25 de suspecți de coronavirus, la 7 zile erau 89, ieri iată că avem o cifră mult, mult mai mare, 277, și eu cred că astăzi o să fie peste 300. Considerați că actuala guvernare a luat măsurile potrivite pentru a evita răspândirea acestui virus? Nu. Deci această guvernare, care a început în urmă cu 3 luni, a avut drept scop principal o agendă proprie care însemna alegeri anticipate și alegerea primarilor în două tururi. Deși se știa de evoluția acestui virus, deși erau informații că va ajunge și în Europa și evident și că și la noi, din punctul ăsta de vedere nu au făcut nimic. Ba mai mult, la bugetul pe care și l-au asumat pentru 2020, bugetul pentru sănătate a fost mult diminuat. Nici astăzi, după ce noi am făcut un gest de profundă solidaritate și am votat acest guvern pentru a avea stabilitate, pentru a avea liniște, pentru a elimina din cele trei crize care se prefigurau în România, criza politică, criza pe sănătate, coronavirus și criza economică, despre care începem abia acum să vorbim. Deci noi am decis că cel puțin din punct de vedere politic, trebuie să închidem subiectul și să dăm acestui guvern puteri de pline ca să ia măsuri. Dacă în urmă cu două luni, într-o noapte, erau în stare să dea 25 de ordonanțe de urgență, iată că astăzi, după ce avem un decret prezidențial care impune starea de urgență în România, acest guvern, după o zi întreagă de muncă, dă doar o ordonanță de urgență care trasează doar niște linii, fără să stabilească niște lucruri extrem de concrete pentru ceea ce privește sau în ceea ce privește calmarea, eliminarea, stoparea răspândirii virusului și, cu altă spun, la crizei economice. Primul lucru care trebuie făcut, după părerea noastră, este crearea unui buget pentru sănătate suficient de mare, care să permită dotarea spitalelor, a medicilor cu echipamentul necesar pentru a putea lucra în condiții cât se poate de sigure, pentru a nu fi afectați medicii, cei care sunt în prima linie, asistenții, infirmierii, cei de la SMURD, pentru a nu fi afectați de acest virus, pentru că ei sunt cei care pot să asigure sănătatea populației și dacă îi vom pierde pe ei, atunci lucrurile pot deveni groaznice. Nu avem, iată, astăzi în România decât 9 laboratoare care să facă teste răspândite în toată țara. Bacău, de exemplu, trimite toate testele făcute la Iași.
rezultatele la teste vin foarte greu. Cunosc persoane care și-au făcut testul săptămâna trecută și nici astăzi n-au primit răspunsul. Asta este un lucru extrem de îngrijorător, pentru că toată lumea spune că una din soluțiile care poate să permit stoparea acestui virus este testarea populației, testarea masivă a populației. Iată că în România nu se poate face eficient, se face foarte greu în condițiile în care un laborator, din informațiile pe care le am eu, nu poate să proceseze decât câteva zeci de teste pe zi. Vă închipuiți ce nenorocire este din punctul ăsta de vedere. Apreciați că și mediul economic este afectat. Considerați că măsurile luate, așa cum au fost declarate ele online de către premier, sunt suficiente pentru mediul privat? Nu sunt. Nu sunt suficiente, domnul Eugen. Nu sunt suficiente, pentru că programul nu identifică corect principalele sectoare economice afectate de criză. De exemplu, în momentul ăsta cele mai afectate sunt turismul, transportul, industria de divertisment, industria auto. Industria auto, de exemplu, care este un sector strategic pentru România, nu are adresată nicio măsură de sprijin pentru producție. Trebuie să știm că sectorul auto aduce anual 16% din PIB-ul României și 26% din exporturi. Și de asemenea, din sectorul auto vin 2 miliarde de euro venituri din taxe și impozite pentru bugetul statului. De asemenea, sectorul producției de medicamente și materiale sanitare nu are nicio măsură care să stimuleze producția internă. Din acest punct, de exemplu, noi am propus mai multe măsuri, și anume o schemă de ajutor de stat pentru producătorii de medicamente. Plafonarea taxei de clawback la 20% în 2020 pentru medicamente generice. Finanțarea unei scheme de ajutor de stat de 300 de milioane pentru sprijinirea companiilor care lucrează în industria de sănătate. De asemenea, în privința companiilor din transport, CFR-ul și Taromul, care sunt vitale pentru economia României, propunem o schemă de ajutor de stat de 300 de milioane de lei pentru acest sector. Și multe altele. Noi am făcut un pachet de măsuri pe care l-am trimis guvernului și președinției și așteptăm ca și guvernul să răspundă rapid la solicitările noastre și astfel încât lucrurile să fie puse într-o ordine firească. Pentru că sunt foarte mulți producători, refer aici și la producătorii mici. Cunosc foarte mulți producători în România care sunt legați de importuri, de asemenea sunt legați de exporturi. Își aduceau materia primă din state din Uniunea Europeană și de asemenea o parte din producția lor era vândută în Uniunea Europeană. Puteți să ne spuneți cam cum se desfășoară activitatea acum în Senatul României? Lucrăm de acasă. S-a implementat un soft pe site-ul Camerei Deputaților. Ieri, de exemplu, am votat decretul prezidențial privind declararea stării de urgență de acasă. Fiecare parlamentar care dorește să intervină la lucrările plenului reunit sau separat, cameră, senat, își transmite dorința printr-un SMS la staful tehnic și este apelat telefonic și se poate auzi de către toată lumea în fiecare intervenție. Deci, putem lucra foarte bine de acasă și lucrările Parlamentului nu sunt închise. La nivelul județul Bacău, care este situația în acest moment? Ce informații aveți până acum? La nivelul județului Bacău avem 105 cazuri în carantină. Ieri, vă dau informații, cifrele sunt de ieri. 872 de persoane sunt în izolare și avem două cazuri de persoane infectate, din care, din păcate, un copil de un an din Moinești care este internat la Iași și un bărbat de 38 de ani întors din Franța, care n-a ajuns acasă, internat în București la Matei Balș. Pe finalul discuției noastre o să vă rog să le transmiteți cetățenilor din județul Bacău și nu numai un mesaj din partea dumneavoastră în aceste momente mai deosebite pentru noi, momente de excepție, putem spune așa. Oh. Așa cum am mai devreme, suntem într-o situație groaznică din punct de vedere al stării sănătății
populație. Aș face încă o dată un apel de suflet către toți concetățenii noștri și mai ales către cei care s-au întors în aceste zile din Italia, Spania, Franța, Germania și celelalte zone galbene sau roșii afectate de epidemia de coronavirus din toată lumea, precum și la cei care vor ajunge acasă în perioada următoare. Vă rog călduros să respectați cu strictețe regulile impuse de autorități atunci când ajungeți acasă, în localitățile de domiciliu. Vă rog să vă autoizolați la domiciliu 2 săptămâni, să nu luați contact cu rudele, prietenii, cunoștințele, vecinii, pentru a vă putea proteja în primul rând pe dumneavoastră și în același timp familiile și oamenii dragi dumneavoastră. Dacă prezentați simptomele asociate infectării cu COVID-19, vă rog respectuos să anunțați imediat DSP Bacău sau medicii specializați în boli infecțioase. Doar astfel putem lupta împreună cu rezultate pozitive împotriva răspândirii acestui virus nenorocit și periculos, iar înmulțirea îmbolnăvirilor poate fi diminuată. Înțeleg perfect gestul concetățenilor noștri de a se reîntoarce acasă, fie pentru că și-au pierdut locurile de muncă din sănătate, fie de teamă pentru viața lor, fie din grijă față de copii, părinți, frați și bunicii rămași acasă. Este un fapt că se poate defile și nimeni nu vă poate judeca și condamna pentru acest demers al dumneavoastră. De altă parte, sunt convins că veți respecta regulile sociale și de conviețuire din România, așa cum ați respectat aceste reguli și în țările unde ați muncit și ați trăit până acum, pentru că sunt încredințat că veți da dovadă de bună credință și respect maxim în ceea ce privește tot ceea ce aveți de făcut pentru ca acest virus nenorocit să nu se răspândească. În numele echipei noastre de la Exclusiv TV, vă mulțumim foarte mult, domnule senator, și vă dorim și dumneavoastră multă sănătate și ținem legătura prin intermediul televiziunii noastre pentru a aduce oamenilor informații la timp, informații corecte. Cu multă stimă, vă mulțumim cu încă o dată. Cu domnul Eugen și oricând. Vă doresc și eu multă sănătate dumneavoastră și întregii echipe de la televiziunea pe care o conduceți. Cred că este foarte important ca și dumneavoastră pe canalele pe care lucrați să solicitați populației să facă ceea ce vorbeam mai devreme. Să stea cât se poate de mult izolați, să respecte regulile de igienă, pentru că astea sunt singurele soluții pentru ca virusul să nu se răspândească. Da, iată, într-adevăr, sfaturi extrem de utile pentru dumneavoastră, dragi telespectatori și auditori ai televiziunii Exclusiv TV. A fost alături de noi senatorul Miron Smarandache. Toate cele bune, sunt Eugen Ungureanu și ne revedem în curând. La revedere!